numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini. În lume noi avem de petrecut multe și trecem prin multe și poate suferim, poate ne bucurăm, dar nu contează prin ce treci. Contează ca ori în ce împrejurare ai fi, prin orice e trece, să fii cu credință și să fii cu Dumnezeu. Asta contează cel mai mult. Poți fi în multe locuri, poți fi cu mulți oameni, poți fi în avere, în sărăcie, poți fi în multe împrejurări, dar oricare ar fi împrejurarea sau locul sau oamenii, contează mult să fii cu credință și să fii cu Dumnezeu. Și asta nu o faci pentru alții, ci întâi o faci pentru tine. O faci tu ca așa ești tu creștin, adică al lui Iisus Hristos. Și apoi, dacă o faci, să știi că și pentru alții faci fără să vrei. Căci dacă este o cetate pusă pe munte, spune Scriptura, nu se poate ascunde cetatea. Nu se poate ascunde. Dacă tu oriunde cu oricine ești creștin, se vede. Dacă ești al lui Hristos, se vede din felul cum vorbești, cum te porți, cum asculți, cum acționezi, din toate se vede. Al cui ești și cu cine ești și în bucurie trebuie să fii tot creștin. Și bucuria e chiar cerută. Oare Domnul Iisus Hristos ce le-a spus la cele mironosite ce vin la mormânt cu miresme? Ce le-a spus lor la Maria Magdalena? Le-a spus bucurați-vă! Auziți? Bucurați-vă! Dumnezeu vrea ca noi să avem bucurie. Și vrea să avem de toate. Vrea să avem și înțelepciune, și minte, și credință, și avere, de toate. Că doar suntem făptura lui. Și spune Domnul Iisus Hristos la Ioan, capitolul 10, Dumnezeu vrea. Că oile, oile să aibă, să aibă <coughs> mai mult. Vrea să aibă mult și, și mai mult. Asta vrea. Și așa ne vrea pe noi. Azi avem o Evanghelie despre doi oameni și apoi și al treilea. Ne vorbește despre ei ceva ce trebuie să ne intereseze și apoi să călcăm pe urmele lor prin ceea ce sunt ei. Și ne la Matei 9, în 27 cu 35, unde ni se spune, plecând Iisus de acolo, doi orbi se țineau după El strigând și zicând, miluiește-ne pe noi, Fiule a lui David. După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Isus i-a întrebat: Credeți că pot să fac eu aceasta? Zis au lui: Da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor zicând: după credința voastră, fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela și Plecând ei, iată, au adus la el un mut om având demon. Și vin scos demonul, mutul a grăit. Iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau, cu Domnul demonilor scoate pe demon și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, provând Evanghelia împărăției și vindecând toată boala, toată neputința în popor. Vedem că doi oameni nevăzători aleargă după Domnul Iisus Hristos. Au auzit de a lui învățătură, au auzit de a lui lucrare și cred în el și acum nu se mai lasă de el. Era ceva normal. Când ei află izbăvirea de boala lor, să nu se țină de el, ba da, e ceva normal. Oare atunci când ești flămând și afli hrană, să nu stai acolo unde e hrana și să nu o folosești? Oare atunci când ești în un loc înghețat și afli foc și căldură, să nu stai acolo să te încălzești? Ba da, te folosești de căldură. Oare când undeva dacă ești și pericol afară și găsești o casă de post, nu e în adăpost, ba da, e ceva normal așa fac și cei doi oameni orbi, nevăzători. Iisus parcă la început nu-i aude, îi lasă afară și el intră în casă. Dar ei credeau în Domnul Iisus Hristos că poate să-i ajute. Și apoi voiau să-i ajute. Și ca atare credința și vrerea se unesc și intră în casă, și ei. Poate nu e, nimeni nu i-a poftit în casă, dar în asta nu contează. Că ei intră. Ei nu știa, nu se dau bătuți deloc. N-au intrat în casă pentru gazdă. nu au intrat în casă pentru hrană. Noi în casă să cere, să cere ceva. Ei credeau și doreau să fie ajutați. Asta voiau ei. Și aud o întrebare de la Iisus Hristos, care știa ce dorezi ei. Știa, îi cunoștea. Îi întreabă doar simplu, credeți că pot să fac eu aceasta? Credeți în mine? Credeți că pot? Iar ei au zis scurt și repede, da, Doamne. N-a fost nicio îndoială în ei. Deloc. Doamne, dacă poți? Sau dacă vrei, sau altceva? Și au zis repede și simplu, da, Doamne. Vedem că ei credeau că Iisus le poate. Știau și credeau că are putere. Credeau că este Dumnezeu. De aceea au răspuns simplu, da, Doamne. Iar Iisus s-a atins de ochii lor și apoi le-a zis, după credința voastră fie vouă. Putem lua în două feluri și anume, unul a avut milă de ei și dragoste și apoi le-a zis că vedea necredința. Aveți credință să fie după credința voastră, să vedeți. Sau putea să zic altfel pentru noi ceilalți. Să se vadă dacă aveți credință. Să se vadă. După voastră credință să fie vouă. De credeți. Vedeți de nu, nu dar scrie acolo că s-au deschis atunci ochii lor. Îndată s-au deschis. N-a fost nevoie de altceva. Vedem că au cerut și au primit. Și Iisus ne spune și nouă, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Au primit ajutor de ce au crezut. N-au vorbit în zadar. Vedem ce înseamnă credința în Dumnezeu. Vedem. Și dacă vrem, mai luăm un exemplu, tot așa, de concludent și pe față și deschis. Și îl poate citi oricine. Am auzit despre cei trei tineri din Babilon. Anania, Misail și Azaria. Regele Babilonului, vedem, Nabucodonosor face una, un, chip al lui de aur și lumea să îi se închine. Și ei n-au vrut. Dușmanii lor, că aveau și ei dușmanii, îi părăsc. Uite, rege, ce fac aceia? Trebuie pedepsiți aspru. Să învețe lumea ca ceea ce după orunce să se facă. Și tot să se înainte înaintea chipului tău ca la Dumnezeu. Uite ce fac ei. Regele i-a chemat și le-a cerut să facă ce li s-a poruncit și ei nu fac. Au zis că au un Dumnezeu la care slujesc. Și au zis, poate Dumnezeu nu o să ne salveze de foc. Poate nu, dar noi tot în El credem și pe El îl slujim. Ce înseamnă credința în Dumnezeu. Și atunci, mânios și pornit, Regele poruncește să fie legați. Așa cum au fost, îmbrăcați, dar legați doar. Și apoi să se încingă cuptorul de șapte ori mai tare. Să ardă tare, tare să fie aruncați acolo. Bărbați puternici iau și aruncă în foc. Era focul așa de tare încât aceia au ars când s-au propus să arunce în foc. Și apoi regele stătea, parcă să-i vadă arzând. Aștepta sfârșitul să știe că termină cu ei. Și totuși și regele vede prin foc. Vede ca și cum fi printr-o fereastră, vedea ce în foc. Și a zis, oare nu trei am aruncat în foc? Văd că sunt patru. Că cineva din cer a coborât și a prefăcut focul în rouă. Așa l-a prefăcut. Dar curios, focul a ars legăturile lor. Atât. Nu mâinile lor, nu mintea. Nici măcar un fir de păr. Nimic miros de fum n-au avut în ei. Că au avut credință Dumnezeu. Asta i-a ținut pe ei. Erau trei în foc aruncați, dar Regele vede patru. Noi să învățăm ceva. Să avem credința lor. Și apoi adăugăm un verset la asta care este Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus nouă unde sunt doi sau trei adunați în numele meu sunt și eu acolo în mijlocul lor vine și Iisus al Padre să fie cu noi și cu noi să fie dar trebuie să te aduni în numele Lui și cu credință dacă nu o faci nu-i bine nu te aduni în numele Lui cum să coboare cei trei au, au fost aruncați în foc dar erau cu credință și vedem că trimis din cer coboară cineva și vine acolo și îi zbăvește. noi dacă ne adăm în numele Lui Iisus Hristos, Hristos și El coboară la noi și ne ajută vedem că cei doi oameni cei doi bărbați se roagă cu tărie și din inimă și cu credință. Vedem că strigă și ei, cum a strigat cândva Petru, când s-au afundat în mare. Dar poate au folosit alte cuvinte, dar cerința era aceeași, de a fi ajutați. Și anume, vedem că Petru, când se a în mare, n-a zis încet, Doamne, scapă -mă. N-a zis încet. N-a zis doar de pe buze, Doamne, scapă -mă. El n-a zis doar așa de formă, Doamne, scapă -mă. Ce a strigat Din toată inima, cu toată gura, din străfunul inimii, Doamne, scapă -mă. Și a fost scăpat. Așa strigau și cei doi. Ei ziceau doar atât, miluiește-ne pe noi, fiul lui David, să aibă milă de el, de ei, să dea vederea înapoi. Când Pedro a zis, scapă și cerea să fie scos din apă, când ei zic, Doamne, miluiește-ne, să cape de vedere. Fiecare Iisus știa ce cere și ceea ce să-i dea. Vedem că cei bărbați doi aveau credință și se rugau. Ce mult contează asta. Și de multe ori, doar la încercare iese la iveală ce credință ai în suflet. Dacă o ai și dacă o ai, iese, atunci iese. Un exemplu în acest sens era cândva pe mare, pe, mai bine zis, la malul mării era, s-a dus un tânăr surfer, știți, cu placa aceea care merge pe valuri. Și s-a dus și a zis, vreau să încerc niște valuri mari, să fiu cineva, să mă laucă ce am făcut. A cu placa lui, s-a urcat pe ea, dar iată, s-a întâmplat ceva. Iată, s-a schimbat vântul și valurile. Și a fost dus tot mai adânc în mare. Curentul l-a purtat și l-a depărtat. S-a luptat mult timp cu valurile, mult. Și ostenit, după mult timp, a reușit să scape. Vine și obosit s-a pus la țărm să -și revină. Și a revenit. Prietenii știau că e credincios. Dar puțin, dar îl întreabă ei să ne spui tu nou acum, când ai fost pe mare și ai văzut că nimeni nu e în ajutorul tău. Te-ai rugat sau nu? Și a zis el, să știți că m-a rugat. Am zis crezul, l-am zis, l-am început și am ieșit cu el. Dar fiindcă trebuia să fiu atent și la valuri, și la apă. L-am încurcat de multe ori, tot l-am început și l-am încurcat, zice. Nu l-am văzut ce până la capăt. Am început cu psalmul 50, pe de pocăință. Tot l-am început, dar nu l-am sfârșit. Că zice, mă încurcam, fiind atent și la valuri, să nu cad. Și mă uitam la mal, să știu unde să vin, să scap. Deci am zis și tatăl nostru. L-am zis, dar și la el mă încurcăm, că nu pot de până la capăt. Și au zis, atunci, atunci, ce ai făcut? Și atunci am zis mai scurt. Dar ce, ce ai zis mai scurt? Deci am zis ca Petru, Doamne, scapă -mă. Și ca cei doi ordini din Evanghelie, Doamne, am zis la singular, Doamne, miluiește-mă. Și asta putea să o zic de multe ori și repede, că nu mă încurcam la ea. Dar zice el, am zis-o și am scăpat. De multe ori, doar în încercări grele, credința iese la suprafață atunci îți dai seama că o ai, că e acolo. Poate ai ținut-o acolo ascunsă. Și atunci îți dai seama că zici și tu cap salmistul, din adâncul Domnului a strigat către tine, din adâncul ne-a strigat. Așa zice și psalmistul. Sau a zis, Doamne, să de tine, auzi-mă, că vrei să fii auzit. Așa au făcut și cei doi oameni nevăzători din Evanghelie au strigat. Au intrat după Iisus în casă și acolo doar au așteptat să primească ajutor. Și au așteptat și l-au primit. Ei doar au mărturisit, au zis că au credință. N-au tăcut și au zis că au. Vedem că ei fug după Dumnezeu. Alții în viață fug de Dumnezeu. Vedem că ei se vorbește de Dumnezeu, alții se depărtează de Dumnezeu. Aici e rău. Dar ori avem exemple din acestea. Avem multe oameni ce vin la Isus cu bolnavii lor, sau ei, cu rugăciunea lor, cu cerința lor. Dar de care se depărtează, avem? Avem. Ca exemplu, sunt două cetăți amenite în Evanghelie care și-au închis porțile în fața lui Isus. Nu l-au vrut. Știți că zi pe și Ioan, Doamne, să, să ne rugăm să coboare foc din cer să iardă. Iisus nu i-a lăsat. Că n-a venit să judece lumea, ci să mântuiască lumea. Dar unii nu-L vor pe Dumnezeu. Sau cei din Gadara, Oare când vin la Isus Hristos, ce îl roagă ei pe Mântuitorul? Au zis, Doamne, pleacă de la noi. Asta au zis. Sunt oameni și oameni. Ei n-au zis, stai aici, cei din Gadara, nici ceilalți. Le era frică. Dar de ce oare? Să le ia Isus ceva? Nu, Averea? Nu. Libertatea? Nu. Puterea? Nu. Dar ce se le ia? Le ia răul din ei. Asta da. Și să le dea credință mai multă. Lumină mai multă. Și în alte mai multe. Oare cărturarii, fariseii, dochei arhiereii, nu vedem cum au fost? Nu l-au vrut pe Isus. Nu l-au vrut. Și dacă l-au vrut, l-au vrut să mort și nu viu. Și de ce oare? Toți care au fugit au fost așa pentru că Iisus nu era cum voiau ei. Ei voiau să fie cum dorezi ei, să fie doar pentru ei, poate, să le aducă foloase doar materiale și mărire și să fie condus de ei, să fie doar între ei și cu ei voiau să fie de-a lor și ei să-l conducă. Unii nu-l iubesc pentru că zic poate trebuie să ne schimbăm firea. Și cum să o schimbăm noi? Trebuie să schimbăm vorba. Cum să o schimbăm? Trebuie să schimbăm fapta. Păi cum să o schimbăm? Și de aceea că nu vor, nu îl primesc. Nu că nu pot, dar nu vor. Că își poate mândria sau asta e vorba lor, că nu vor. Sau unora li se pare că Dumnezeu e prea mare pentru ei unii. Și dacă e prea mare, ne cuprinde pe toți. Și nu vrem noi să avem treabă cu el. Un exemplu parcă de râs citeam undeva și anume niște tineri de la munte. Au zis, plecând să vedem marea. N-au văzut-o. Știau ei din poze cum este, din povești cum este, din filme cum este, dar ei, practic, n-au văzut-o. Și fiecare Căuta să o vadă în felul lui, să o perceapă în felul lui, ajută în felul lui să ajungă acolo. Apa aveau ei acasă, știau ce înseamnă aia apă. Dar marea e altceva. Și ajung acolo. Unul dintre ei, văzând marea, a zis: Eu aici nu fac baie. Că e prea multă apă. Nu fac. Și n-a făcut. Poate se temea de ceva? I se părea că e ceva necunoscut, dar n-a vrut. A refuzat, zicând că e prea mare față de cada lui de acasă. N-a vrut și n-a făcut. Unii nu-l primesc pe Dumnezeu. Poate e prea bun pre milostiv, pre Ar vrea să fie altfel, o pentru ochi din de poate așa ar vrea să fie. Dar nu e așa. Vedem pe acel fiul ce pleacă de acasă, nu i-a plăcut la casa tatălui, nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut binele din casă și nu stă în casă, n-ascultă. Și acolo nu-i bine, nu-i după el, n-are loc. Și pleacă, se duce. Vedem că unii de aceea pleacă, nu le place lor, după vrerea lor. Dar îndoiala e bună. Mai trebuie să întoarce înapoi în fiul risipitor. Știe că acolo e bine. Își dă seama că a greșit. Dar întâi pleacă, se duce. Și totul calcă în picioare și risipește. Se face de râs și de și gol. Așa sunt unii. Dar vedem pe cei doi din Evanghelie că au credință. Fecioara Maria nu se teme când Îngerul vine la ea. Nu se teme că Dumnezeu îi va lua libertatea când zice, vei naște. Nu se teme că ea libertatea ei. Și din potrivă doar zice, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dar Adam și Eva s-a temut. De ce să fie mici ei? Să nu fie ca Dumnezeu de mari. Și mândria, chemarea celui rău, îi face să calce porunca, să cadă în neascultare. Au zis la bine, poate rău, și au căzut dar alții sunt și stau în credință. Preotul Zaharia, tatăl meu modezătorul, era în templu, era cu Dumnezeu și îl slujea totdeauna la rândul lui. Nu zicea că e prea mult, nu zicea că e prea intens, nu zicea. Era la altarul tămâierii sau la altarul de jertfă, nu conta unde. Se ruga pentru el și pentru alții. Aștepta să se împlinească cererea lui. Dar asta în credință. Că atunci când am bătrânit, s-a spus că avea un copil, a zis, poate e prea târziu acum. Prea târziu, că nu mai pot. Dumnezeu, toate sunt cu putință. A avut el îndoiala și de aceea rămal mut până s-a născut Ioan. Dar am învățat. Vedem că noi oamenii învățăm din multe. Din multe. Dar Dumnezeu le lucrează pentru noi pe toate. Și anume, dacă luăm ca exemplu, noi criticăm zicând, Doamne, unde ești Tu? Și de aceea uneori ne îndoim. Nu suntem credincioși ca cei doi din Evanghelie. Ce în Doamne, unde ești Tu când e atâta suferință pe pământ și durere? Unde ești Tu? Așa zicem noi. Și luăm așa un exemplu sau două. Dacă a prins o casă, Ești condamnat? Da. Și să plătești și condamnat. Dar dacă aprinde trenul o casă și arde toată, nu nimic. nimic. S-a întâmplat și gata. Dacă ucizi un om, ești condamnat. Dar dacă ești un cutremur și mormi de oameni, nu ești condamnat. Dar și nu ca și alții zici, Doamne, uite câtă suferință este în lume. Unde ești, Doamne? Dar întrebarea apare altfel. Dar cât, cât bine este în lume, vezi oare? Cât bine. Ca să mulțumești. Că unul Dumnezeu mai pedepsește, dar vrea să pedepsești în bine, nu rău. Cât bine este oare? Ai judecat și analizat? Câtă viață bună au oamenii astăzi și-au avut, din destul. Vedem că ai ce pune pe masă, hrană, câtă vrei, și câtă nu se aruncă în multe părți, vorbim de zona noastră, câtă nu se aruncă. Când ai aruncat-o la sărbători sau în altă dată și să zici că e rău, Oare îmbrăcăminte n-avem destulă? Oare n-am avut pace destulă? Că uite, n-au fost războaie, nici vede de războaie și nu pe lângă ele. Când se apropie, to ne ferește. Dar cât bine este, oare nu-l vedem? Și mult, și poate n-am știut să îl apreciem, dar să ne întoarcem. Privește cum merge Iisus la calvar. Cum merge? Știa unde și pentru cine? Pentru noi. La suferință? Pentru noi. Cum primește răstignirea? El? Pentru noi. Cum alții îl hulesc și le primește pe toate? D o face pentru noi. Dacă vrei să vezi ceva rău și bun, un tâlhar îl hulește, altul îl laudă, se pentru el. Vezi cum este? Vezi binele deoparte și primește cel care este în bine. Dacă deschidem ochii, atunci le vedem. Vedem cum se scoală morți din morminte, să-i vadă oameni. Vedem cum se întunecă soarele, să vadă oamenii. Se cutremură pământul, să vadă oamenii. Vedem că se deschid vormintele, să vadă oamenii. Să vedem. Dar dacă le vedem, să avem credință, ca cei doi din Evanghelie. Și dacă avem, atunci la orice, când Dumnezeu ne cheamă, ne cheamă și ne cere, vom zice cu credință, da, Doamne. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă lui, și Fiului și Sfântului Duh. Amin!